Potrivit site-ului totalbasket.ro, toate jocurile din grupa roșie sunt televizate și unul din grupa galbenă. Duelul dintre CS SCM Timișoara și SCM Ucraiova deschide vineri runda a 5 -a, în prima grupă valorică. Campioana CSU Oradea primește sâmbătă vizita celor de la BCMU Argeș Pitești, iar confruntarea dintre UBT Cluj și BC CSU Sibiu va fi marți. CSM Sighetul Marmației va intra în teren în 2 martie și va juca împotriva celor de la CS Municipal Târgu Mureș.